Copiii care doresc să devină ucenicii fabricii de povești Electrocolibri sunt așteptați să descopere pe parcursul acestei săptămâni tainele atelierelor de creație. Actorii Teatrului Colibri le-au pregătit 5 ateliere diferite de la o zi la alta, în serii de câte 55 de minute fiecare. Astăzi micuții au întâlnit un rege și o regină în cadrul atelierului Copii, Povești și Păpuși. Să facem o cură de povești în această săptămână de vacanță. Ne-am gândit că cea mai frumoasă vacanță pentru copii este să o petreacă în lumea poveștilor din fabrica de povești Electrocolibri și în fiecare zi propunem curioșilor mai mici sau mai mari să intre cumva în culisele poveștilor noastre și să intre cumva în culisele acestui miracol care se numește Teatrul de Păpuși. Deci în fiecare zi, de luni până vineri, între orele 10 și 13, sunt ateliere de creație coordonate de colegii noștri actori din Teatrul Colibri. În fiecare zi un alt atelier, ca să nu ne plictisim, și cred cu tărie și am speranța că vor veni foarte mulți prichindei. Pe parcursul acestei săptămâni, micii ucenici sunt invitați să călătorească alături de actori prin minunata lume a poveștilor. Se vor împrieteni cu păpușile, vor deveni la rândul lor mici creatori, vor cunoaște tehnici de mânuire, de expresie, de mișcare, vor face primul pas pe scenă și vor învăța ce înseamnă arta animației. Nu se fac înscrieri de data aceasta, cine dorește vine și participă la ateliere, într-un fel și ca o compensație pentru faptul că atelierele noastre obișnuite au un număr limitat de locuri și sunt foarte puțini cei care au avut norocul să prindă loc. Dar au posibilitatea și oportunitatea ca în această vacanță să vină la atelierele de vacanță. Nu există număr de locuri, nu există limită de vârstă, iar costul unui atelier este de 5 lei, un bilet de 5 lei, poate să ofere accesul în această lume frumoasă a poveștilor și păpușilor. Mâine micuții sunt invitați să descopere în cadrul atelierului Dincolo de Poveste ce se întâmplă în culise, cum se transformă un actor în personaj, ce trebuie să știi ca să devii una cu păpușa, iar ea să vorbească în locul tău. Surprizele vor continua cu atelierele Micii Creatori, primul pas pe scenă și ne distrăm și învățăm.